Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea cum va fi următoarea voastră conversație, anume cum va decurge, ce trebuie să aveți în vedere, iar de această dată vom avea două pachete, din care voi să alegeți. Avem varianta numărul 1 și varianta numărul 2. Rămâneți cu prima variantă care vă atrage atenția. Două secunde să dau un pic mai încet muzica. Așa. Și între timp vreau să vă transmit faptul că dacă doriți o etalare personală, atunci veți găsi toate detaliile în descriere. Bun, să începem cu varianta numărul 1. Vreau să văd energia persoanei voastre, de fapt, către voi în momentul în care veți avea următoarea conversație. Energia scorpionului. Nu știu dacă această persoană într-adevăr este scorpion sau nu, dar cert este că această persoană va avea o tendință de a fi destul de alunecoasă, va fi într-o energie în care nu neapărat știți la ce să vă așteptați, când vă prinde, când vă lasă, când revine în viața voastră și când nu. Deci atenție foarte mare, fiți în gardă, fiți precauți, fiți atenți, fiți grijulii în legătură cu această persoană, pentru că această persoană îmi pare să fie un pic mai concentrată pe ceea ce își dorește, nu neapărat își lasă intențiile cunoscute, dar totuși, în contextul în care voi nu răspundeți conform intențiilor voastre, pac, vă înțeapă. Bun. Să vedem energia persoanei voastre. Această persoană are foarte mare nevoie de putere. Această persoană are nevoie de un partener sau o parteneră care este dispusă să ajungă la foarte mare abundență financiară. Aici avem de-a face cu o persoană care nu neapărat este mulțumită cu starea sa actuală, este o persoană care în permanență este în căutare de mai mult. Atenție că această căutare de mai mult poate să se refere uneori inclusiv la un partener sau o parteneră mai bună și această persoană poate să fie un pic obsedată de felul în care se prezintă, arată, cum este imaginea pe care o deține. De aceea, în momentul în care vrea să iasă în evidență, știe cum să iasă în evidență, în momentul în care vrea să rămână undeva mai în fundal, reușește să fie o persoană nerecunoscută, nevăzută, neobservată. Ce v-aș putea spune în legătură cu această persoană este faptul că ar putea să aibă o obsesie legată de putere și poziția socială pe care trebuie să o aibă. De asemenea, această persoană poate avea un obicei, dar nu pentru toată lumea, de a asculta muzică rap, dar ce vreau să vă zic mai presus de orice este că această persoană este ca și cum este înconjurată de persoane de sex opus. Că este la nivel strict de muncă sau strict de, nu știu, diferite activități, asta este cu totul altceva, dar sincer, nu neapărat cred că este cea mai fidelă și loială persoană, ci pur și simplu cred că este genul de persoană care caută în permanență un ideal și în contextul în care îi se pare că persoana de lângă el nu mai corespunde cu acel ideal, abia apoi începe și flirtează și lasă opțiunile deschise. Este o persoană care se învârte în așa fel încât, indiferent de ceea ce s-ar întâmpla, întotdeauna pică în picioare. Dar este genul de persoană care, făcând asta, rănește foarte multe persoane. Da? Și nu neapărat are regrete în legătură cu asta. Bun, să vedem arhetipul. Nebunul. Fără teamă, eliberarea emoției, sincer, nu prea simți atât de mult. Ajută oamenii să râdă la absurditate și ipocrizie. De asemenea, folosește umorul pentru a răni mai degrabă decât pentru a elibera. Efectiv, negare a adevărurilor emoționale. Încă o dată, nu cred că această persoană eliberează emoțiile. Cred că această persoană are tendința de a purta măști. Cred că această persoană are tendința de a se ascunde în spatele unor circunstanțe, în spatele unor imagini, în spatele a ceea ce vrea să prezinte. Nu cred că este o persoană atât de onestă, atât de sinceră, atât de directă pe cât vrea să fie văzută. Și încă o carte se reprezintă energia.
Intuiție. Dacă această persoană este în zodia scorpionului, într-adevăr, nici nu mă miră că are intuiție. Printre cele mai intuitive zodii pe care eu le știu sunt scorpionii, pardon, și gemenii. Deci, da, dacă este scorpion această persoană, toate șansele să fie foarte, foarte intuitivă și este o persoană care are o ghidare interioară foarte puternică. Este o persoană care întotdeauna știe în ce să investească și care sunt persoanele care să ofere mai multă energie, mai multă implicare. Pur și simplu le simte. Nu știu cum să explic asta, dar le simte. Bun. Să vedem dacă această persoană va iniția contactul sau dacă voi, da? Să vedem. Sincer, aici cred că voi. Nu, cred, scuze, cred că această persoană, cred că voi, voiam să zic că voi, cred că voi o să fiți într-o relație când această persoană o să apară. Cred că voi o să fiți stabiliți la casa voastră, dacă nu sunteți deja. Cred că pur și simplu această persoană are tendința de a se muta destul de mult, de a fi destul de mult în mișcare. Voi veți fi cei care primiți mesajul și scuze pentru confuzia de mai devreme. Dar această persoană vă va contacta în momentul în care va fi aproape de locația în care sunteți. Indiferent că știți sau nu, această persoană chiar și așa pe drumul și pe mișcare și în continuare în alte părți, această persoană cam știe informații despre voi. Nu știu dacă aveți prieteni comuni sau persoane pe care această persoană le-a pus să vă urmărească, dar nu cred că această persoană nu știe de voi sau nu are idee ce se întâmplă în viața voastră. Cred că voi o să reușiți, dacă nu sunteți deja în această energie, o să reușiți să vă creați o comunitate foarte puternică. O parte dintre voi s-ar putea să locuiți undeva mai retras, într-un oraș mic sau la țară, de ce nu, și să aveți o familie destul de unită. În momentul în care această persoană vă contactează, dar nu pentru toată lumea, da? Și, în general, chestia care va fi valabilă pentru toată lumea este că va fi exact un moment în care vă simțiți că toată lumea care trebuie să fie în jurul vostru va fi, inclusiv familie, prieteni, în general persoane din trecut care vor încerca să-și facă apariția, dar voi veți simți un puternic sprijin din partea persoanelor din jurul vostru, chiar dacă acum nu îl simțiți, chiar dacă acum nu-l vedeți, asta nu înseamnă că acesta nu va veni. Va veni și în momentul în care acesta va veni și această persoană își va face simțită prezența printr-o comunicare. Ok. Să vedem ce tip de comunicare veți avea cu această persoană. O comunicare de la distanță. O comunicare în care această persoană va încerca să discute mai multe aspecte legate de muncă, legate de carieră. Pentru unii dintre voi s-ar putea să aibă legătură fie cu o unitate de învățământ absolvită, de exemplu la o reuniune, sau mai poate să fie vorba de faptul că această persoană efectiv vă sună să vă laude cât de bine se descurcă fără voi. Dar oricum ar fi, nu e neapărat că această persoană se simte într-adevăr împlinită. Este ca și cum această persoană ajunge la un nivel de putere, acest scorpion, indiferent că este de zodie sau nu scorpion, și simte nevoia să împărtășească acest succes cu cineva, dar ghici ce, nu are cu cine. De ce? Pentru că metodele sale, destul de false, destul de, nu știu, dubioase, destul de ciudate, au lăsat această persoană singură, iar exact atunci voi veți fi în energia în care voi veți avea tot sprijinul pe care această persoană îl visează, la care această persoană doar speră. De asta zic, voi veți avea acest lucru și această persoană își va dori foarte mult, indiferent că știe sau nu că voi aveți acest sprijin. Este ca și cum această persoană simte nevoia să vă facă în ciudă cu ceva, simte nevoia să fie cu ceva în plus față de dumneavoastră, pentru că este ca și cum această persoană, e ca și cum voi aveți ceva ce această persoană nu va putea să aibă niciodată și nu suportă ideea asta, nu reușește să o accepte și atunci încearcă să vă facă, să fiți un pic mai supărați și mai nemulțumiți de ceea ce aveți prin orice cale. Bun, să vedem ce vă va transmite această persoană. As de pentagrame. Această persoană vă va transmite că are tot viitorul înainte și că se întrevede o perioadă foarte benefică. Vă va spune faptul că a trecut de niște dificultăți, dar deja lucrurile încep să se îmbunătățească în viața sa. De asemenea, aici voi crede că această persoană va încerca să pară extrem de interesantă prin faptul că poate să aibă un birou personal sau
Poate să fie început, de exemplu, o activitate independentă, ceva de această natură, sperând că poate voi veți fi impresionați de acest lucru, cu toate că nu văd neapărat că lucrurile vor fi atât de frumoase și atât de drăguțe. Este ca și cum această persoană vrea să invoce ideea de stabilitate și de siguranță pe care și-o poate procura de unul singur sau de una singură, cu toate că nu va fi neapărat cazul. Ce vrea de fapt această persoană de la voi? Să vedem unde va duce până la urmă această conexiune, ce vă cere. Pași de cupe și as de băte. Această persoană vrea să revină în viața voastră. Această persoană, sincer, va avea tentativa de a relua o, hai să zicem, o prietenie pentru unii dintre voi, pentru cei care totuși spera, pentru cei care totuși nu s-au uitat pentru o persoană din sfera iubirii. Această persoană poate să ceară să aveți iarăși încredere în ea, să începeți o asociere, să începeți o prietenie. Dacă într-adevăr cu această persoană ați fost împreună, atunci această persoană va veni să vă ceară să petreceți un timp împreună și să reluați lucrurile. Cu aceste cărți nu v-aș putea promite însă faptul că această persoană este gata să vă ofere iarăși toate emoțiile sale. Este mai degrabă o energie mai mult senzuală decât dornică să fie acolo alături de voi. Deci atenție foarte mare, pentru că și motivele de a se lăuda, de a-și prezenta imaginea, sunt mai degrabă bazate pe interese decât pe sentimente pure. Este clar că în majoritatea cazurilor aici, pe unii dintre voi vă văd să mirosiți din timp acest lucru și efectiv să alegeți să încheiați lucrurile cu această persoană. Sincer, cred că această persoană va fi destul de deranjată, nemulțumită, dar nu cred neapărat că va fi dispusă să accepte faptul că această situație, această relație s-a încheiat definitiv. Țineți cont că această persoană nu vă scapă din priviri, dar simte nevoia să se laude la voi, în speranța că dacă se laudă, înseamnă că voi veți afla că această persoană a făcut decizii bune totuși în viața voastră, chiar dacă a plecat de lângă voi, și că totuși are o scuză pentru tot ceea ce a făcut. Dar este ca și cum această persoană nu are cu ce să fie mai sus decât voi. Nu are cu ce să fie mai sigură decât voi. Voi deja aveți această abilitate și nu vă interesează prea mult ce are de oferit. Aveți acel grad de independență și de libertate pe care voi îl doriți. Nu vreți să depindeți de această persoană și este mai bine să nu depindeți de această persoană cu nimic. Eu, sincer, aici cred că voi veți alege, ca și dacă nu vreți să vă lăudați și vreți să păreți un pic mai, nu mai slab, dar un pic mai, nu știu, nu vreți să vă expuneți pe tapet finanțele. Această persoană va avea tendința să creadă că voi sunteți într-un spațiu financiar mai negativ, când în tot acest timp voi sunteți persoanele cu mai multă libertate, cu mai mult timp liber, cu mai mulți bani, cu mai mult tot ce, din tot ce vă doriți. Sincer, această persoană nu cred că o duce atât de bine, dar simte nevoia să aibă pe cineva care este sincer lângă el sau ea. Aici cred că această persoană dorește de la voi să se simtă sprijinit sau sprijinită. Pentru că există ceva din ceea ce ați făcut voi față de această persoană care a făcut această persoană să nu se mai simte singură. Iar în momentul în care această persoană a fost părăsită de toată lumea, este clar că va căuta iarăși acea senzație pe care voi i-ați oferit-o. De unde o găsește? Exact de la persoana pe care, persoana care i-a oferit-o, adică voi. Deci de aceea revine această persoană. Intenția sa este să revină spre voi, dar sincer, cu 9 de pentagrame și as de spade, țineți cont că această persoană, indiferent de ce realizează, se laudă cu realizările sale, se poate lauda și cu realizările voastre, dar fiți atenți că nu neapărat este o persoană care să fie pregătită într-adevăr să fie într-o relație și să-și asume acea relație și să o trateze cu maturitate. Nu, pentru această persoană, relațiile sunt un joc de putere. Și prin relații dorește mai multă putere, mai multă stabilitate. Această persoană poate să plece în orice moment pentru o persoană cu o situație financiară mai bună și să vă lase. Sincer, nu văd o persoană să fie, această persoană să fie atât de independentă și de sigură de sine, și chiar dacă voi sunteți mai stabil financiar sau decât această persoană sau nu, nu contează, pentru că nu cred că o să îi dați neapărat acea oportunitate să știe tot ce se întâmplă la voi din punct de vedere financiar, ci pur și simplu cred că voi veți decide să vedeți pentru voi cum vă tratează această persoană, iar această persoană, desigur că nu va rata ocazia să se umfle un pic în pene. Sincer, nu cred că această persoană o duce neapărat atât de bine financiar cum o duceți voi, dar va avea această senzație și așadar își va arăta adevăratele culori. Această persoană, și dacă o duce mai negativ decât voi, nu înseamnă că va rămâne cu voi, pur și simplu în permanență este în căutare de altceva, de ceva mai bun, de ceva mai benefic, de ceva
mai prosper. De asta zic, aici, în legătură cu această conexiune, această persoană simte nevoia să se laude, simte nevoia să vină în față, să fie în lumina reflectoarelor în momentul în care vrea să se reintroducă în viața voastră, dar atenție că tot ceea ce spune sunt doar minciuni, tot ceea ce face și tot ceea ce gesticulează este practic un joc, un rol pentru această persoană și nu neapărat este onestă și directă față de voi, nu neapărat vrea o relație stabilă, nu neapărat vă puteți baza pe această persoană. Deci atenție foarte mare la chestia asta. Și să vedem cu celelalte cărți. Să vedem pentru cei care au ales această variantă, energia persoanei voastre. Ursul. E bine, în general, ursul este un simbol foarte puternic pentru autoritate. Aici aveți de-a face cu o persoană destul de autoritară. O persoană care este destul de orientată spre stabilitate și familie. Nu este neapărat în căutarea de popularitate, dar vrea să știe că poate să-și asigure familia cu tot ceea ce are nevoie. Este o persoană care are tendința de a se axa pe confort uneori mai mult decât pe orice și partea emoțională nu neapărat ar zice că ar fi atât de intensă sau atât de, nu ar fi o persoană atât de pasională, dar este o persoană care în momentul în care vrea să aibă o familie se dedică total familiei. Bun. Să vedem energia persoanei. De asemenea, această persoană este o persoană destul de determinată, care este dispusă să facă prima mișcare în orice situație. De asemenea, această persoană are nevoie de validarea persoanelor din jur. De asemenea, această persoană încearcă pe cât posibil să fie destul de onestă în legătură cu aspecte ale vieții sale. Deci este o persoană care nu neapărat are ceva de ascuns. Bun. De fapt, nu acest pachet, acesta. Arhetipul persoanei. Mediatorul. Are darul negocierii, a corectitudinii, strategiei personale și un echilibru între viața personală și cea profesională, respectă ambele părți ale argumentului. Deci este o persoană care este capabilă să vadă și punctul vostru de vedere. V-am zis, aici nu este vorba de o persoană egoistă, aici este vorba mai degrabă de o persoană care vrea să aibă familie, vrea să simtă că aparține de micul său trib, să zic așa. Bun. Și încă o carte. Răbdare. Această persoană nu este o persoană care neapărat se grăbește, dar este o persoană care încă face primul pas, chiar dacă îi ia un pic de timp, are nevoie de acest timp să studieze un pic informația. Energia acestei comunicări, să vedem cam despre ce e vorba. Lumea, un nou început. Dacă voi v-ați separat de această persoană sau dacă lucrurile nu merg bine între voi și această persoană dorește să vă vorbească despre un nou început pe care îl puteți avea împreună și astfel încât să puteți trece peste fiecare problemă pe care o aveți, doar că are nevoie de mai multă implicare de partea voastră, pentru că aici vorbim de o persoană implicată, o persoană care știe ce este corect, simte ce este corect și nu cred că va alege pur și simplu să neglijeze nevoile și doleanțele voastre. Bun. Să vedem ce vă va spune. 4 de bâte. 10 de bâte. 6 de bâte. Această persoană își va arăta interesul față de dumneavoastră spre a crea o familie. Exact despre asta vorbeam. Această persoană își găsește validarea, mulțumirea, fericirea în sânul familiei, în cadrul familiei și vrea să creeze o familie a sa.
Dacă nu aveți copii, atunci această persoană își dorește din tot sufletul copii. Dacă, să zicem, nu știu, există o circunstanță cum că deja această persoană a încercat să facă o familie și nu i-a reușit această tentativă, această persoană acum crede că cu voi va reuși. Este foarte important să știți că această persoană vă va mărturisi faptul că acum este pregătită pentru a face un efort suplimentar, este pregătită pentru a face tot ceea ce este necesar pentru a îmbunătăți această relație, această situație și pentru a arăta mai multă stabilitate decât a făcut-o în prezent. Această persoană este foarte legată de domeniul familial. Deci este o persoană care dă orice doar ca să știe familia bine. Deci, da, dacă vreți o astfel de relație, persoana voastră este pregătită pentru acest lucru. Să vedem ce alte informații mai avem. Ce se întâmplă aici este că pur și simplu felul în care alege această persoană să spună anumite lucruri s-ar putea să vi se pară un pic manipulativ, nu cred că este neapărat. Această persoană în continuare își face griji, își face gânduri, se gândește la cum ar putea fi și așa mai departe, doar că nu vrea să le arate întotdeauna. Există foarte multe schimbări în viața acestei persoane. În acest moment, și este bine să știți că această persoană poate să aibă în această perioadă probleme cu anxietatea, dar încearcă pas cu pas să le rezolve. Sincer, aici cred că această persoană, chiar dacă nu știe încotro, se va îndrepta discuția cu voi, va face un pas, indiferent de situație. Este foarte important ca voi să nu vă grăbiți să-i oferiți un răspuns și pur și simplu să luați lucrurile pas cu pas. Ce trebuie să mai știți în această situație? Așteptați să vă fie arătate dovezi pentru că această persoană, dacă ați dorit să schimbe anumite lucruri, cu siguranță, dacă nu le-a schimbat ceva, este în curs de schimbare și cu siguranță gândește faptul că este cel mai bine să facă așa cum ziceți voi, nu pentru că face neapărat ca așa ziceți voi, ci mai degrabă pentru că își dorește ceva stabil cu voi. Ce trebuie să mai știți aici și este foarte semnificativ pentru voi. Soarele, lucrurile vor fi bine dacă îi permiteți acestei persoane să demonstreze ceea ce dorește să facă. E nevoie de răbdare pentru voi. E nevoie să înțelegeți că această persoană, dacă a avut lecții de învățat și le-a învățat și este pregătită de o familie. Dacă voi nu doriți o familie cu această persoană, este cel mai bine să-i spuneți din start și să lăsați această persoană să-și urmeze calea. Dar, sincer, la cum văd persoana asta determinată, este destul de determinată de voi, dorește neapărat să fie cu voi, dorește o familie cu voi, dorește totul cu voi, nu știu cum să zic altfel. Doar că aici lucrurile au nevoie de a fi luate pas cu pas. Dacă voi vă grăbiți, această persoană va avea tendința să nu facă față așteptărilor voastre. Dacă reușiți să o luați pas cu pas, persoana va reuși să facă față. Persoana e determinată, doar că uneori voi puteți cere niște schimbări mult prea mari și mult prea bruște. Și ce informații mai trebuie să știți? Aveți răbdare, încă o dată. Persoana este foarte sigură de ce vrea, persoana este foarte sigură de ce își dorește cu voi, persoana este foarte sigură că vrea stabilitate, vrea o familie, vrea o viață în care să se simtă sigur sau sigură. Doar aveți răbdare, aveți încredere pentru că aici este o persoană destul de ok, destul de dedicată familiei și care nu are de gând să fugă niciunde. Dacă poate să fie vorba de unde vă veți muta, această persoană poate să aibă o reținere în a se muta în altă parte și să vă ceară vouă să vă mutați la el sau ea. Ce vă mai pot spune aici este că pur și simplu, indiferent de ce ați alege să faceți în toată această circunstanță, este foarte important ca voi să priviți totul cu ochii noi, efectiv să lăsați trecutul în urmă și să nu vă mai uitați la ce ar putea zice nu știu cine sau nu știu care sau fiecare ce face. Nu, lăsați pur și simplu lucrurile astea să decurgă natural și veți înțelege de ce pe parcurs. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, sper că vă este util această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!